Bede la munte și la mare. L-a fugărit pe colegul Dani până la Sibiu. Bună dimineața, băieți, ce se întâmplă acolo? Bună dimineața, domn Răzvan, să trăiți, domnul Oprișan. Vă salut de la Sibiu, de la cel mai dur concurs hard enduro din lume, Romaniax. Am venit să-l susțin pe domnul Dani. Mi-a fost greu să-l găsesc pentru că sunt peste 100 de motocicliști. Domnul Dani, neața, bine te-am găsit, nici aici nu scap de noi. Sunt peste 100 de motocicliști în spatele nostru acum pe traseu de prolog. În total suntem 553 de țări din toată lumea. Este cea mai mare competiție de anvergură din domeniul ăsta hard enduro. Ăsta este doar prologul și este începutul. Se ține astăzi în Sibiu, ca de obicei, marțea. Suntem în al 15-lea an de Romaniax, atenție mare. Traseul ăsta este făcut și pentru pro, și pentru extrem, și pentru hobby, și pentru cei care au venit ca turiști. Ideea este că toată lumea trebuie să treacă prin el, aproximativ toată lumea, măcar o dată. Nu ne-am pregătit pentru atâta ploaie, trebuie să recunosc, pentru că lemnele și cauciucurile sunt ude, totul este de 5, 6, poate de 10 ori mai greu, inclusiv pentru cei de la clasa mare. Acum vedeți clasa de hobby, dacă vreți să-i spunem așa. Ei se cheamă Iron. Sub ei mai există clasa Bronze, cei care au o plimbare de făcut, așa se spune, mă rog. Un om normal n-ar putea să facă ce fac ei cu motocicleta în pădure. Deci ei sunt Iron, peste ei sunt cei de la Silver, adică noi. Și peste Silver doar 32 de oameni din toată lumea, adică cei de la clasa Pro. În general, oameni care câștigă bani din asta. Din clasa Gold fac parte destui români, inclusiv un olandez care luptă pentru România. Vreau să-i salut pe toți pentru că ne fac cinste și e o onoare să stai cu ei pe aceeași băncuță la masă, la cantină, să schimb păreri despre motociclete. Azi va fi o zi extrem de grea, dar cu toate astea, ceea ce nu se vede aici, se întâmplă în pădure. De mâine în pădure se va întâmpla ce nu s-a întâmplat de 15 ani încoace. Crede-mă pe cuvânt, din 15 ani, eu sunt în al 7-lea an aici. N-a plouat niciodată timp de o lună în continuu în fiecare zi. Și nu s-a anunțat niciodată ploaie pentru toate cele 5 zile de concurs. Niciodată în istorie, e un an atipic, sper să ajungem unde trebuie. Domnul Dani, dar ai greșit cu ceva pentru că am văzut multe căzături, adică e un concurs foarte greu. Ai greșit cu ceva sau de ce? Unii zic că e hobby, eu zic că e mai mult decât hobby să faci asta. Noi nu o să credem chiar de atât de multe ori, sper. Aolo, chiar s-a căzut acum, cer scuze. Uite, despre asta vorbeam. Da, probabil a ratat un buștean, un lemn. Nu ne gândim la căzături, să știi. Toată lumea se gândește să treacă repede, cât mai repede, cel mai repede de un obstacol, se califice bine pentru ziua de mâine. Cu cât te califici mai bine în ziua de mâine, cu atât ai mai puține șanse să stai la colți, la dopuri, cum zicem noi, și să ajungi mai ușor la sosire. Cât despre mine, știu că mai mulți prieteni și cunoscuți se întreabă cum o duc. După un weekend, să zicem, la spa, la mine la Corbeanca, unde am primit și o branulă și am avizitat și salvarea din diverse motive virale, astăzi voi fi pe motor și încerc să dau 100% din ce pot. Domnul Dani, tu nu ai greșit, dar eu cu siguranță am greșit cu ceva. Păi până acum venea Cornel aici, filma. Cornel a fost cu Răzvan, în insule, la plajă, la căldură. Eu cu ce am greșit? Că nu prea mă pricep aici, am zis că e destul de dur. Adică... Duță, ce pot să zic? Ăsta nu e nici anul meu, nici anul tău. A fost anul lui Răzvan și al lui Cornel. Dar la anul... Mă duc să mă pregătesc. Mult succes, domnul Dani! Sunt lângă tine aici, te urmărim! Domnul Răzvan, cam atât de aici, de la Sibiu, revenim și puțin mai târziu. Eu sunt cu ochii pe Dani pentru că sunt mari șanse să-l pierd pe aici. O zi frumoasă, ne vedem mai târziu! Începe la Sibiu, România, astăzi este ziua de prolog, destul de complicat cu clasele. E o pasiune, vedeți, apreciată de foarte mulți. Probabil rețelele de socializare vor fi invadate astăzi de imagini de la Sibiu. N-am auzit exact ce clasă este acum la prolog, există ordine și în asta. Foarte colorați, foarte dotați. Mi-aduc aminte de începuturile acestei competiții. Nu era atâta emulație în zonă și atâta efervescență. Hai să luăm o scurtă pauză, să ne revenim cu nervii nervoși ai capului. Ce am înțeles e că există la Sibiu clasa Gold,
clasa silver, nu? Clasa bronz și clasa perfuzii. Ne întoarcem după ce ne asigurăm că ai noștri sunt toți rehidratați. Ne întoarcem, pauză.